Liceenii care aspiră la viața studențească din Bănie pot să se înscrie fără să mai bată drumul până la Craiova. Au venit reprezentanții universității la ei. Astfel, ei se pot înscrie doar cu un drum până la Colegiul Național Radu Greceanu, unde o echipă de la Universitatea din Craiova le poate primi dosarele pentru oricare din cele 12 facultăți din cadrul instituției de învățământ superior. Am venit la Slatina pentru a le facilita accesul la o înscriere în orașul lor pentru universitatea noastră. Practic, ei mai trebuie ulterior să vină la Craiova doar să se matriculeze, să-și confirme locul la buget sau la taxe sau și eventual dacă au nevoie de un loc de cazare în cămin. Aceștia sunt prezenți de 3 zile în Slatina și vor primi dosarele viitorilor studenți până pe 14 iulie. Copiii încă își ridică diplomele, adeverințele de bacalaura și a mers puțin mai încet în primele zile, dar ne așteptăm să vină din ce în ce mai mulți, așa cum vedeți și în sală, sunt destul de mulți candidați. Cei care au venit astăzi să depună dosarele de admitere au avut mai multe opțiuni. Mi se pare o facultate din Craiova o oportunitate. Și mi-am ales un profil care să mă ajute pe viitor în găsirea unei cariere. Care este profilul pe care l-ai ales? În cadrul Facultății de Drept, Administrație Publică. Alții au ales să urmeze o facultate doar pentru a-i mulțumi pe părinți. Ai mai depus dosarul și în altă parte? Nu, e singura facultate la care m-am decis să mă înscriu. Cât ai luat la BAC? Păi, nu știu, 7,53 media. Crezi că o să intre la buget? Nu cred, dar... Cât e taxa acolo? Habar, nu contează, au părinții bani. Nu m-am interesat încă. Student să fii? Da, atât. Ei au vrut să merg la facultate, eu merg la facultate. Iar alții s-au informat atent ce vor putea să facă cu diploma obținută la finalul studiilor. Am înțeles că vrei să depui la 3 facultăți dosarul? Da, vreau să depun la 3 facultăți. De ce la 3? Pentru că nu știu la care dintre ele, încă nu sunt sigură. Mi-ai spus și în oricare sunt cele 3. Civicultură, contabilitate și asistență socială. Cei mai mulți dintre cei care deja și-au depus dosarul au ales Facultatea de Drept, Științe Sociale sau Litere. O altă categorie sunt cei care se pregătesc să susțină examenul de admitere și pentru ei nota de la bacalaureat contează, ea contribuind la departajare.